Salut! Sunt Otto de la Miere TVO, iar astăzi s-a terminat a 11-a săptămână din programul meu de slăbit, Otto slăbește sezonul 4. Urși mei, bine ați venit la singura transformare live în timp real de pe tot YouTube-ul. Este singura transformare naturală, singura transformare documentată, în care punem clipuri în fiecare săptămână cu progresul meu și cu toate mesele pe care le-am avut în săptămâna respectivă. Și bineînțeles, singura dietă apicolă din lume în care consum foarte multe produse apicole. De ce este o dietă apicolă? Pentru că eu am afacere cu produse apicole, după cum știți, avem o afacere de familie și pentru că aceste produse sunt foarte sănătoase și trebuie să încurajăm lumea să consume cât mai multe produse apicole și bineînțeles pentru că sunt singurele mele suplimente, așa că merită să vedeți fiecare episod dacă nu le-ați văzut până acum. Eu tocmai ce m-am cântărit, am avut un rezultat extraordinar, o să vedeți și voi la sfârșitul clipului cântarul, dar până atunci haideți să o luăm în ordine cronologică să vedeți toate mesele pe care le-am avut săptămâna aceasta. Sigur sunteți curios să vedeți ce am mai mâncat și săptămâna aceasta, să vedeți ce mi-a mai gătit șeful meu personal, să aflați informații prețioase despre mâncăruri care sunt slab calorice și pe care le puteți mânca la dietă, mâncăruri tradiționale, mâncăruri românești, mâncăruri gătite, dar nu numai. Haideți să intre mesele și apoi ne revedem aici cu cântarul și să tragem ultimele concluzii ale acestei săptămâni. Bună dimineața, urșii mei! Începem a 11-a săptămână de dietă cu o cafeluță îndulcită cu o linguriță de miere de rapiță. O să mănânc și o linguriță de păstură, pentru că e foarte bună. Ieri, chiar dacă a fost duminică, am făcut 25.000 de pași, urșii mei. Am făcut 4 ore de mers, cardio la intensitate joasă, dar am mers atât de mult încât am început să mă doară leznele, călcâiele, spatele. A fost foarte, foarte greu. Am mers foarte mult și sper să reușesc să slăbesc săptămâna asta, chiar dacă nu am șanse atât de mari, pentru că săptămâna trecută am mâncat foarte multe tâmpenii și totuși am slăbit pentru că, v-am zis eu, am băut alcool destul de mult, trebuie să mai punem puțină miere. Am băut alcool mult și cred eu că l-am deshidratat, de aceea am scăzut pe cântar. Dar vom vedea, o să dau tot ce pot și săptămâna aceasta, să mănânc cât mai corect, trebuie să mănânc mai multe fructe, mai multe legume și să las prostiile astea de patiserie, pentru că săptămâna trecută am exagerat. S-a făcut ora 11:30, am aici o lipie foarte mică de 130 de calorii, pe care am umplut-o cu 100 de grame de mușchi file și două feliuțe de cașcaval din ăsta de la Lidl. Pentru că nu mai am legume, astăzi voi mânca cu un iaurt de băut din ăsta tot de la Lidl. Are 400 de grame, are și o grămadă de proteină, are vreo 12-13 grame de proteină pe tot ăsta de 400 de grame. Mai avem 22 de grame de proteină sau 21 de grame de proteină de la mușchi file. Mai avem puțină proteină și de la cașcaval. Nu știu dacă lipia asta mai are proteină, dar oricum avem foarte multă proteină. O să mănânc acum și peste o oră mergem la sală. Urșii mei, ne pregătim de sală, mi-am pregătit aici elixirul tinereții, sucul de cătină, de pulpă de cătină cu miere, 100% natural, premium. Acesta este foarte bun pentru a fi mereu tânăr, pentru energie, ne oferă foarte multă energie și ne mărește nivelul de testosteron. Este extraordinar pentru cei care fac sport, pentru că pot avea o activitate sportivă mai îndelungată. Afară plouă foarte, foarte tare, așa că după ce o să-mi fac antrenamentul cu greutăți, o să mai rămân la sală încă o oră să facem cardio pe bandă, pentru că nu mai pot să fac pașii prin curte din cauza vremii astea căcăcioase. Trebuie să ne adaptăm și să încercăm să ardem cât mai multe calorii. Am plecat și aici avem o comandă, urșii mei, de o miere polifloră foarte, foarte bună. O să o livrez personal clientului meu acasă. Dacă vreți și voi să comandați orice produs, puteți să intrați pe site-ul meu www.mieretvo.ro. Iar dacă sunteți din Râmnicu Vâlcea, vă aduc eu comanda acasă. Dacă nu, puteți face o comandă pe site și vă ajunge la dumneavoastră acasă în 48 de ore lucrătoare prin fan curier. O zi bună tuturor! Uite, băieții, au venit cu sticla de cătine după ei. 2 litri și face tovarășul meu. Avem și noi sticla aici, de mai mică, de 600 ml. Ia să vedem. Blană. Am depășit 50.
Ia uitați, fraților, încă o sticlă mai apărut de cătină. Avem 3 sticle de cătină aici. Beți cătină dacă vreți să fiți puternici. La 3:30 am venit de la sală, avem o ciorbă, ultima porție de ciorbă, este săptămâna trecută, cu 2 bucăți de carne, porc, în asta fumată, avem foarte multe legume în ciorbă, după cum puteți vedea, este foarte bună ciorba pentru slăbit, pentru că are foarte multă apă și apa nu îngrașă, nu are calorii, iar aici avem 2 felii de pâine integrală, de fapt din asta neagră, de velpitar. Poftă bună, vă doresc tuturor, mă bag să mănânc pentru că mi-e foame. Iar apoi aș vrea să mai fac puțin cardio pe bicicletă pentru că afară plouă, este urât și nu mai am cum să merg. Oricum, eram profitat de vremea frumoasă și am făcut 25.000 de pași, am făcut peste 4 ore, am mers, am ars foarte multe calorii și am băut 2 pahare de cătină, aproximativ 1 litru. Mi-am făcut cu apă minerală și mi-a dat foarte multă energie, foarte multă forță să duc la capăt cele 4 ore de antrenament. Sper să se cunoască și să reușim să slăbim și săptămâna asta. A fost excelentă ciorba, acum avem desertul, o banană destul de mică, după care o să mă bag pe bicicletă 15 minute, dar mai întâi mănânc banana, fac o pauză de o oră și apoi ne băgăm pe bicicletă. Dacă ați mâncat suficientă proteine la masă, întotdeauna să aveți ca desert un fruct, pentru că sunt foarte bune fructele. Dacă n-ați mâncat suficientă proteine la masă, puteți să încercați rețeta mea de prăjitură proteică cu brânză dulce și stafide. Este un desert foarte bun, sau o budincă proteică din Lidl, dacă prindeți, foarte bune și acelea, un iaurt proteic la fel, sau de ce nu, un baton proteic, dacă aveți mai mulți bani, vă puteți lua barbells din acelea cum mănânc eu, sunt foarte, foarte bune, dar este 9 lei un baton și are gust de ciocolată, are gust de Snickers. Încercați să mâncați 4-5 mese pe zi cu proteină, între 3 și 5 ore așa să mâncați fiecare masă, sau să le răspândiți pe parcursul întregii zile și bineînțeles să trageți foarte tare la sală, să încercați să vă antrenați ca lumea, nu ca fetițele, pentru a vă crește masa musculară. S-a făcut ora 6:30 și pentru următoarea masă avem 500 de grame de căpșuni. 500 de grame de căpșuni înseamnă 150 de calorii. Căpșunile au 30 de calorii pe 100 de grame. Super bine și aici avem o porție de proteină. O budincă proteică de la Lidl cu vanilie. Are și asta 150 de calorii. Deci în total avem aici 300 de calorii și 20 de grame de proteină, foarte multe fibre, foarte multe vitamine. Este o masă extraordinară pentru slăbit. S-a făcut ora 8:30, mi s-a făcut foame. Maica mea a făcut aici iarăși spanac, pentru care are foarte puține calorii și pentru că mie îmi place foarte mult. Carne din asta foarte slabă de porc. Haideți să punem o porție să vă arăt cum arată. Ia uitați ce bine arată carnea asta, foarte slabă și foarte bună. Spanacul are foarte puține calorii, 400 de grame de spanac au decât 100 de calorii. De data asta a pus și niște usturoi și are un gust foarte, foarte bun cu usturoi. Ceapă, ou, foarte bun spanac. O să mănânc o 3 castraveți în saramură, fără pâine. Iar ca și desert am aici o farfurie cu brânză dulce și stafide, cu puțin îndulcitor, fără zahăr și asta are foarte multe proteine. O să iau sus la mine la laptop și o să mănânc mai încolo peste o oră așa, ca desert. Poftă bună, vă doresc tuturor! S-a făcut ora 10:30, au mai trecut 2 ore de la ultima masă, de când am mâncat spanacul și acum o să mănânc prăjitura asta pentru că are foarte multe proteine și o să asigure suficiente proteine pentru toată noaptea. A ieșit foarte bună prăjitura asta, abia aștept să mănânc. Bună dimineața! Începem ziua tot cu o linguriță mare de miere de rapiță și cu o cafea Jacobs. M-am trezit cu foame astăzi, fraților, o să mănânc vreo 2 lingurițe de păstură și apoi o să mergem să-mi fac micul dejun. Ieri am avut o formă extraordinară, m-am filmat un pic la sală, m-am pompat foarte, foarte tare. După foarte multă patiserie, săptămâna trecută am reușit să mă pompez super tare. Săptămâna asta trebuie să mănânc mult mai puțin dacă vreau să mai slăbesc, pentru că am exagerat prea mult săptămâna trecută și am mâncat prea mult. Nu știu dacă voi putea să țin așa cum am mâncat ieri. Ieri mi se pare că am mâncat super corect, super puțin. Astăzi m-am trezit cu foame. Dacă reușesc să țin așa toată săptămâna, cu siguranță voi slăbi. Dacă nu, probabil vom stagna. Am avut îngreșat un pic, dar nu are nicio importanță. Noi să fim sănătoși. Haideți să mănânc acum niște păstură.
să-mi beau cafeaua. Suplimentul meu apicol, păstură, care are 30 de grame de proteină. Este foarte, foarte bun pentru masa musculară, pentru imunitate, pentru ficat, pentru stomac și pentru încă 30-40 de boli. Suplimentele apicole chiar fac minuni, dar bineînțeles, dacă le luați din timp, vă ajută să preveniți anumite boli, vă veți simți foarte bine și vă recomand cu căldură. Păstura asta o găsiți pe site cu reducere de 10%. Ia uitați, urșii mei, cât de mult mi-am pus aici. V-am zis, chiar îmi este foame și mi-am pus aici aproximativ 2 lingurițe. Este foarte multă, pentru că este mult mai puternică decât polenul. O să-mi țină și de foame cât de cât până beau cafeaua, după care mergem să luăm micul dejun. Ia uitați aici câtă carne avem, urșii mei. Asta e cu multă grăsime. Avem și niște pulpe din astea afumate, dar noi vom folosi niște mușchi din astea de porc, care are foarte puțină grăsime. Ia uitați aici ce calitate. O să tăiem cubulețe, avem aici și legume foarte multe, avem și niște ciuperci, le curățăm aici mai acum. Aici avem niște albuși de ou și o să facem o omletă. O să le tăiem toate cubulețe și o să le tragem așa la tigaie și cred că o să mănânc fără pâine, să vedem. Am pus aici carnea în tigaie, să o tragem un pic la tigaie înainte, pentru că are nevoie de un timp mai mare de facere. Nu am pus deloc ulei, după cum vedeți, este o carne super slabă, iar aici am tăiat toate legumele, avem ciuperci, avem ridichii, roșii, ardei, capia și ceapă verde. Uitați și voi, avem un tocător din ăsta mare plin de legume și după aia o să punem albuși de ou. Putem să punem și ouă întregi, două ouă întregi, dar dacă atât am albușul ăsta, m-am gândit să-l consum pentru că expiră naiba. Plus de asta are și mai puține calorii și are foarte multă proteină. Era să uit de spanacuri și mi-am pus și spanac aici. Ia uitați câta tigaia plină cu legume. Și asta este decât porția mea, da? Să nu credeți că fac aici pentru toată familia. Este doar porția mea, pentru că mi-este foarte foame. Și lucrurile astea puteți să le mâncați din plin atunci când vă este foame, pentru că au puține calorii. Mai avem un pic și gata, o să punem ouăle, ia să vedem aici. Maica mea face o ciorbă, wow! Abia aștept să mănânc când vin. Ciorbă de afumătură cu dragavei, super bună. Puteți să mâncați legumele și crude sau trase la tigaie cum le fac eu sau la cuptor, cum vreți voi, nu mai consumați legume foarte multe pentru că sunt foarte bune, au foarte puține calorii. Oamenii sunt atât de paranoici încât își calculează câte legume mănâncă, își cântăresc legumele, dar nu își cântăresc alte lucruri care au foarte multe calorii. Cât de idiot să fii să-ți calculezi la gram legumele care au foarte puține calorii, dar de exemplu dacă mănânci o carne mai grasă sau mănânci slănină sau nu știu ce din mai mănânci care are foarte multe calorii, aia nu mai calculezi, aia nu mai pui la cântar, nu mai pui pe cântar să o cântărești și nu te interesează atât de mult. Sau dacă pui ulei, de exemplu dacă aș fi pus aici ulei, oamenii nici măcar nu-și calculează că își pun ulei în mâncare. Eu zic să fiți mai atenți cu grăsimile, cu uleiurile pe care le adăugați, pe care le mâncați și mai puțin atenți cu astfel de mâncăruri, pentru că astfel de mâncăruri nu vă vor îngrășa niciodată. Am terminat urșii mei, cam așa arată un kilogram de mâncare, care are sub 500 de calorii și este foarte, foarte sănătoasă. Am pus 250 de grame de albuși de ou și aici avem o farfurie mare, este plină, după cum puteți vedea. Este foarte, foarte multă mâncare și foarte puține calorii, iar mâncarea asta o să-mi ajungă până la 3-4 când voi veni de la sală. Poftă bună vă doresc tuturor! Am mâncat fără pâine și deja simt că sunt sătul, că sunt full. O să mă chinui să termin și jumătatea asta, pentru că dacă o să plec la sală după aia nu o să mai fie bună, o să se răcească. Și asta e, v-am zis, este foarte simplu să mâncați sănătos, să mâncați multe legume. Fiecare alege singur ce să mănânce. Dacă vrei să mănânci hamburger, pizza sau cartofi prăjiți, e problema ta. Dar zic că nu vei slăbi niciodată în felul acesta și nu vei fi niciodată sănătos. Mi-am pregătit sucul de cătină cu apă minerală, făcut din pulpă de cătină cu miere, produsul acesta făcut de părinții mei. Gata, plecăm la sală, urșii mei, și aici avem 2 sticluțe de pulpă de cătină cu miere premium, făcute de părinții mei proaspete în fiecare săptămână pentru voi. Avem o comandă la cineva la sală pentru că i-a plăcut foarte mult sucul de cătină, iar acum a comandat 2, a simțit imediat efectul și a plăcut foarte mult la gust. Dacă vreți și voi să comandați, vă aduc eu personal comanda acasă dacă sunteți din Râmnicu Vâlcea sau din Băbeni, iar dacă sunteți din alte orașe, puteți face o comandă pe site-ul nostru www.mieretvo.ro și comanda va ajunge la dumneavoastră acasă în maxim 48 de ore lucrătoare prin fan curier fix la ușa dumneavoastră. Plata se face ramburs după ce primiți coletul. Dacă sunteți în trecere pe la Mănăstirea Cozia, sunt părinții mei în fiecare weekend și vă așteaptă cu produsele acestea delicioase. O zi bună vă doresc tuturor, v-am pupat! Am venit la Lidl să iau niște banane și niște lapte pentru mătușica mea și vreau să vă zic că la Lidl au băgat iaurt proteic, am pus pe story pe Instagram,
Așa că dacă nu mă urmăriți pe Instagram, puteți să o faceți, pentru că mai anunț din când în când când găsesc iaurturi sau lucruri din acestea faine care se găsesc mai greu. Acolo anunț mereu pe Instagram și, bineînțeles, am vrut să filmez și banana asta, pentru că o banană s-a desprins, s-a rupt și o să o mănânc eu acum înainte de sală. Bă, frate, ce faci așa de luat sucul ăsta? Să-ți mai dau unul, naiba. Mai? Am venit de la sală, urșii mei, am stat vreo 3 ore la sală astăzi pentru că am făcut și cardio după antrenamentul cu greutăți. Afară este foarte urât, plouă și n-am putut să mă antrenez, așa că am preferat să stau în sală și să fac pe plan înclinat la bandă. Avem aici o ciorbă de dragavei, o ciorbă așa foarte, foarte bună. Dragaveiul este o plantă, o specie asemănătoare cu ștevia, dar nu este chiar ștevie, este acrișoară așa și este foarte, foarte bună. Ia uitați aici câte legume avem. Iar lângă avem două bucăți de carne, din astea de carne afumată, oase așa afumate, foarte bune. Ia uitați aici ce carne avem. O carne care nu este chiar atât de grasă, cum au fost celelalte dăți. Ia uitați, numai bucăți de carne, foarte, foarte mișto arată. Haideți să mai rupem aici pe os să vă arăt. Ia uitați, o minunăție de carne. În fine, o să mănânc două bucăți de carne, o să mănânc și ciorba asta, abia aștept. Este ora 4 și mi-este foarte foame. Aici avem două feluțe de pâine din asta neagră de zelpitar, iar acolo trebuie să o fac mai desert, vreo 4 kg. Haideți să ne băgăm să mâncăm, poftă bună tuturor. A fost extraordinară ciorba asta, am cel mai bun șef bucătar. A fost și proaspătă, a fost făcută astăzi, este extraordinară, i-am dat și mătușii mele și unchii meu, așa că vinerea a zis mama că o să facem alta, i-am dat și bucătarul meu șef, pregătește desertul și apoi o să mergem sus să mâncăm desertul, să ne liniștim un pic după sală, deja am transpirat iarăși, ciorba asta a fost fierbinte. Avem aici 4 kiwi, ia uitați urșilor, cam așa arăt după ce am terminat de mâncat ciorba, v-am zis că am transpirat foarte tare. Dar asta pentru că sunt foarte bine hidratat. Ieri am băut 4 litri de apă, plus ciorbă, plus cafea,
plus un ceai, plus fructe, plus legume, care conțin și foarte multă apă, deci stați hidratați. Acum o să mai iau o sticlă de 1,5 litru de apă plată și până de seară o să termin și pasta. Am mai băut și la sală 1 litru, plus am mai băut și sticla mea de cătină de 600 ml și se tot adună. Se tot adună apă, lichide, sunt foarte importante. Dacă nu vei consuma lichide, te vei deshidrata. Vei scădea pe cântar, dar te vei deshidrata. Este o slăbire falsă, plus de asta vă faceți foarte mult rău organismului. Nu e bine să stați deshidratați. S-a făcut ora 7:30, este timpul pentru a treia masă. Avem aici spanac, o porție mare de spanac, cu cărniță, cu ou, ceapă. Aici mi-a mai făcut maică-mea niște cărniță separat de porc, fumată. Și aici avem o salată mare de salată verde, roșii, ceapă verde și ridichii. O să mănânc fără pâine. Poftă bună vă doresc tuturor. S-a făcut ora 10:30 seara, urșii mei, și avem aici ultima masă pe ziua de astăzi. Avem un rând de prăjitură din asta cu brânză dulce și stafide, foarte multă proteină. Avem o budincă proteică de la Lidl cu 20 grame de proteine cu vanilie. Și aici avem 300 grame de zmeură congelată. Avem foarte multă proteină și foarte multe lucruri gustoase, dulci. Abia aștept să mănânc minunățile astea și să mai editez ceva, să mai editez un clip pentru voi, să-l punem joi. Nu vă fie frică să mâncați în seara, să mâncați noaptea, mai ales dacă trec cel puțin 2 ore până adormiți, nu este nicio problemă. Am foarte multă proteină aici pentru că trebuie să țină până mâine la 11 când o să mănânc. Și este și cea mai gustoasă masă de astăzi, după părerea mea. Haideți să mă bag să mănânc, vă las. Noapte bună, ne vedem mâine. Neața, neața, ia uitați, mi-am făcut aici frigănele sau French toast, cum zic americanii. Mi-am pus și o banană. Aici taică m-a pregătit coletele pentru clienții noștri, comenzile care au venit pe site. Haideți să mergem sus, să punem niște miere peste frigănelele astea și să facem o cafea. Haideți, urșii mei, să îndulcim frigănelele cu niște miere de salcâm, pentru că nu am pus deloc zahăr sau ceva dulce, îndulcitor în compoziția lor. Ia uitați, ziceați că nu știu să gătesc. Ce credeați voi? Că eu sunt chiar așa paralel cu bucătăria. Uitați ce frumos arată. Am tăiat și o banană în lângă și mi-au ieșit 4 frigănele, 4 felii de pâine. Haideți să mai punem o lingriță de miere, pentru că îmi plac dulci. Sunt făcute cu scorțișoară, cu albuși de ou, sunt extraordinare de bune. Am mai făcut, aveți și rețeta pe canalul meu. Ok, suficient. Acum haideți să îndulcim și cafeaua cu o lingriță de miere de rapiță. Uhu. Așa, avem aici cafea naturală Jacobs și cu o lingriță de miere de rapiță este extraordinar de bună. Și bineînțeles o să mai mănânc și o linguriță de păstură, suplimentul meu apicol, super bogat în proteină, care mă ajută să se pun masă musculară, să facem mușchi ăștia cât mai mari. Și am făcut un record personal, urșii mei, avem 500 de calorii, arse în 66 de minute, înclinație 15. Țineți minte, dacă mergeți pe plan înclinat de 15 grade, ardeți de 2 ori mai multe calorii decât dacă ați merge pe plan orizontal. What the fuck? Și pantalonii mi s-au dat. Mamă, cât am putut să transpir. A fost un antrenament super tare azi. S-a făcut ora 3:30 și am venit de la sală. Ia uitați aici ce porții avem de spanac. Este ultima porție de spanac cu destul de multă carne din asta afumată de porc. Avem și 2 felii de pâine de secară de la Velputar, foarte bună, cu multe proteine, după ce moale. Și aici avem un cârnat care îmi face cu ochiul. Ia să-l gustăm, să vedem cum e. Mmm.
Mamă, ce bun e. Da. Super bun. Da, merge și cu spanacul ăsta. O să mănânc și cărnatul. Am mâncat, a fost foarte bun, iar aici avem desertul urșii mei. Avem 500 de grame de căpșuni, ori e 30 de calorii, cât au căpșunile pe 100 de grame. Asta înseamnă că avem aici 150 de calorii de bunătate. Foarte bune, nu uitați să vă mâncați fructele, pentru că sunt foarte bune, au foarte puține calorii, au foarte multe fibre, sunt sănătoase și sunt bogate în apă, în lichide. Abia aștept să iasă căpșunile noastre românești, să pot să mănânc mai multe, să mănânc câte 2 kg pe zi și, bineînțeles, sunt și mai gustoase decât acestea. S-a făcut ora 9, ia uitați ce avem aici, o ciorbiță, o ciorbiță de dragavei, cum am mâncat și zilele trecute. Foarte bună, avem o singură bucată de carne de data asta, e fiartă, așa îmi place să fie foarte caldă, iar aici avem desertul de la congelator, niște zmeură. O să mănânc fără pâine pentru că am mâncat suficientă pâine astăzi. Poftă bună, vă doresc tuturor. S-a făcut ora 11, s-au dezghețat și zmeura, aici avem 2 iaurturi proteice de la Lidl, câte 20 grame de proteină fiecare, deci avem 40 de grame de proteină și le-am turnat peste zmeură, le-am amestecat. Și o să le mănânc acum. Avem foarte multă proteină, asta o să fie ultima masă înainte de somn. Avem 400 de grame de iaurt, încă 300 de grame de zmeură. Deci avem aici 700 de grame, un bol din ăsta plin, aproape că dă pe lângă. Nu arată poate cine știe ce, dar este bun, este sănătos și are o grămadă de proteină. Și bineînțeles foarte puține calorii. Un iaurt din ăsta are 130 de calorii. Deci iaurturile amândouă au 260 de calorii și zmeura vreo 150 de calorii. Pentru că zmeura are undeva la 49-50 de grame de 50 de calorii, pardon, pe 100 de grame. Și dacă avem 300 de grame, sunt 150 de calorii. Poftă bună, vă doresc tuturor și somn ușor, bineînțeles, ne vedem mâine, să vedem ce mai mâncăm și mâine. Bună dimineața, astăzi am poftă de ceva dulce, așa că începem ziua cu prăjitură cu brânză dulce stafide. Iar aici avem o cafeluță Jacobs pe care o să îndulcesc cu o linguriță de miere de rapiță, linguriță generoasă, să fie dulce. Și apoi vom pleca la sală, peste o oră, așa vom pleca la sală. Și bineînțeles, voi mânca o linguriță de păstură, linea albinelor. Este foarte, foarte bună, este suplimentul meu preferat pentru că mă ajută la creșterea masei musculare. Are 30% proteină și îmi ține foarte bine de foame, mi oferă o protecție la stomac și la ficat, este extraordinar de bună. Suntem pregătiți de sală, urșii mei, mi-am făcut aici sucul de cătină din siropul de pulpă de cătină cu miere premium, am pus apă minerală și acum putem pleca la sală pentru că avem cel mai bun energizant din lume, elixirul tinereții și cel care ne mărește testosteronul, cătina cu miere. Aici avem o comandă de 4 borcane de miere de salcâm premium, 100% naturale, foarte, foarte bună mierea asta. O voi livra personal la clientul meu la serviciu și dacă doriți și voi puteți să faceți o comandă, vă aduc eu produsele dacă sunteți din Râmnicu Vâlcea sau din Băbeni, iar dacă nu sunteți din orașul meu puteți să faceți o comandă pe site, comanda va veni imediat la dumneavoastră acasă în 2 zile lucrătoare prin fan curier și plata se face ramburs. Intrați pe www.mieretv.ro și faceți o comandă acolo, iar dacă sunteți în trecere pe la Mănăstirea Cozia, în fiecare weekend sunt părinții mei vis-a-vis de mănăstire cu cele mai bune produse apicole. V-am pupat, o zi frumoasă tuturor! S-a făcut ora 3:30, am venit de la sală, avem aici 2 banane și un baton proteic. O să mănânc astea acum și după aia facem sport. Vreau să mai bag încă o oră de mers pe jos, fraților, pentru că vremea este destul de ok și îmi permite lucrul acesta și avem de tras foarte tare dacă vreau să mai slăbesc și săptămâna asta. Avem 20 grame de proteine de la baton proteic, iar aici avem 2 banane, cu fructele n-ai cum să dai greș. O să-mi asigur energia suficientă și nu o să fiu așa balonat, vreau să mănânc o ciorbă. Dar nu o să mai mănânc acum ciorbă, pentru că ciorba mă balonează și mai pot să fac cardio după aia.
Da, bineînțeles că am mers decât 10 minute și a început ploaia, așa că o să-mi continui antrenamentul pe bicicletă. Nu ne oprim, vreau să fac cardio, să fac o oră de cardio astăzi. S-a făcut ora 5:30, urșii mei, și avem aici o porție de mazăre, a făcut maica mea astăzi, o mazăre proaspătă, cu cărniță din asta de porc, ia uite ce bine arată. Este slabă, n-am mai pus ulei, avem și cărniță foarte slabă și o să mănânc cu două felii de pâine din asta de secară. Și aici avem murături, avem gogoșari făcuți de maica mea, foarte bun și ei. Mazărea are și ea foarte multă proteină, avem și aici carne suficientă, avem proteină foarte multă. Și pâinea asta are 10 grame de proteină la 100 de grame, dar bine, n-am 100 de grame aici, probabil că am 50 de grame de pâine. Se adună oricum proteina, mazărea este foarte sănătoasă, este foarte bună. După cum vedeți, avem foarte multe legume, pentru că ăsta ne ajută să slăbim și bineînțeles avem mâncare gătită, pentru că eu cu asta am crescut și mie asta îmi place să mănânc. Foarte bună mazărea asta, într-adevăr am un șef bucătar extraordinar, dar nu mai am carne, așa că vreau să mai pescuiesc câteva bucățele de carne de pe aici, de prin tuci. Ia să mai punem noi așa vreo 3 bucățele. Da, a fost cam puțină carne, mi s-a părut că mai multă, dar nu era așa multă. Și aici, haide să vă arăt ce a făcut maica mea. Ia uitați, avem paste, a făcut un sos cu cărniță afumată de pui, cu niște pulpițe așa afumate de pui. Cred că o să mănânc de seară. Pastele sunt cam periculoase, îmi plac foarte mult, dar mănânc și foarte multe. Și nu știu, am observat că mă îngraș destul de mult de la paste. Dar dacă voi mânca mai puține, poate nu o să se cunoască și poate voi reuși să slăbesc până duminică, până când se termină săptămâna. Vom vedea. Chiar mă simt super norocos că am o așa mamă, un așa bucătar, care îmi face tot timpul mâncăruri delicioase, mâncăruri foarte sănătoase, slabe în calorii, și am un meniu diversificat în fiecare săptămână. E foarte nașpa să stai pe dietă și să mănânci aceleași lucruri în fiecare săptămână, foarte plictisitor, și chiar nu mi-ar plăcea să mănânc aceleași mâncăruri în fiecare săptămână, sincer vă zic. Și am terminat a treia masă pe ziua de astăzi, a fost delicioasă, chiar aveam nevoie de o mâncare foarte bună, cu multe vitamine, multe proteine, pentru că astăzi am tras foarte, foarte tare. Am făcut 40 de minute antrenament cu greutăți la sală, după care am făcut 40 de minute cardio pe plan înclinat cu 15 grade, după care am venit acasă, am făcut 6.000 de pași, după care m-am pus pe bicicletă, am mai făcut încă 20 de minute pe bicicletă și practic eram super, super epuizat, super flămând. Masa pe care am avut-o când am venit de la sală a fost foarte mică, 2 banane și un baton proteic. Iar acum în sfârșit am avut o masă ca lumea, o masă mare, și acum pot spune că m-am săturat, sunt full, nu mai trebuie niciun fruct, niciun desert, absolut nimic. Am aici niște cremă de ciocolată făcută din miere cu roșcove. Ia să mâncăm un pic. Foarte bună. Mănânc două lingurițe, că mi-e poftă de ceva dulce. Dacă vreți să încercați și voi crema asta de ciocolată, o găsiți pe site-ul meu. S-a făcut ora 9:30, mi s-a făcut puțină foame și vreau să mănânc niște paste din astea. Hai să vedem, să nu punem foarte multe. Așa, am pus un polonic. Aici avem cărniță de pui, cărniță afumată, cu sos făcut de maică mea. Aș mai vrea niște cărniță. Hai să punem asta. E pulpă din aia de pui așa afumată, un fel de mezel, dacă știți voi. Asta e porția, o porție micuță, pentru că nu mi-este așa foame, m-a ținut bine mazărea pe care am mâncat-o acum câteva ore. Poftă bună vă doresc tuturor! Da, sunt bune, ci că astea sunt paste integrale, dar chiar dacă sunt paste integrale, să nu vă lăsați păcăliți, pentru că și astea au foarte multe calorii. Pastele nu sunt o mâncare chiar de dietă, pentru că au destul de multe calorii. Ați văzut că când am început dieta nu prea mai mâncam paste. S-a făcut ora 11, iar ultima masă, a 5-a masă de astăzi, o să fie o budincă proteică cu 20 de grame de proteină și o banană. Ne vedem mâine dimineață să vedem ce mai mâncăm. Neața, frații mei, ia uitați aici, avem draga vei. Este vineri astăzi, este dimineață, este ora 11 și am venit să-mi fac ceva de mâncare și am văzut draga vei ăsta aici. Maica mea face ciorbă de draga vei din nou. Uitați aici oalele, sunt la fiert. Dar haide să pregătim ceva de mâncare. Avem aici 3 felii de pâine din asta de secară, o pâine foarte bună cu 10 grame de proteină pe 100 de grame. Avem 3 filuțe de cașcaval din asta de la Lidl, care este un cașcaval destul de slab, are 228 de calorii, altul cu mai puține calorii n-am găsit. Și aici avem mușchile, tot de la Lidl, 113 calorii, 112 calorii și 21 de grame de proteină.
Super tare. Ok, și așa începem și ziua de vineri. Avem cele trei sandvișuri aici, vedeți, cu cașcaval sub. Avem iaurt de băut cu 2% grăsime, tot de la Lidl. Aici vreau să-mi fac un suc de cătină cu sucul nostru, cu siropul nostru de pulpă de cătină cu miere. Vedeți cât am pus? Aproximativ un deget în pahar. Se face foarte simplu, da? Punem apă minerală pentru că mie asta îmi place. Puteți să faceți și cu plată, puteți să faceți cu ce vreți voi. Este foarte bun, se consumă și așa, 2-3 lingurițe. Face foarte multă spumă, vă mai așteptam un pic să ducă spuma. Iar aici am făcut cafeaua, cafea Jacobs. Și voi pune o linguriță generoasă de miere de rapiță în ea. Mestecăm foarte bine. Și lângă avem un alt supliment, Apicol Păstura. Este un supliment extraordinar de bun. V-am mai spus despre această păstură. Are 30% proteină. Este foarte, foarte sănătoasă, este un supraaliment, un superaliment. Puteți să căutați pe site-ul meu www.miere.tv.ro să vedeți acolo câteva lucruri despre această păstură, să vedeți pentru câte lucruri este bună. Sau puteți să căutați pe Google dacă pe mine nu mă credeți. Este un supliment foarte bun, la fel ca și cătina aceasta, da? Și cătina este super, super energizantă, îți mărește nivelul de testosteron, mărește rezistența la efort, urșii mei. Dacă vom bea această cătină, vom putea face mai mult efort, vom avea mai multă energie și mușchii vor crește mai mari, bineînțeles. Știți bine că eu mă antrenez câte 3 ore pe zi, nu este ușor absolut deloc, este foarte greu. Și cu toate astea, nu cedez, da? Sunt foarte puternic, sunt foarte sănătos pentru că consum aceste suplimente apicole, care sunt deosebit de bune. Urșii mei, ne pregătim să mergem în oraș, în Râmnicu Vâlcea, iar astăzi am o comandă pe care o să o livrez personal la clienta mea acasă. Avem o păstură, o pâine alpină. Lor. Este extraordinar de bună, este suplimentul meu preferat, ați văzut că în fiecare dimineață consum, este foarte, foarte bună pentru o grămadă de afecțiuni și pentru prevenirea afecțiunilor, iar acesta este un ovesantil premium, adică este un amestec foarte, foarte bun cu miere de salcâm și tinctură de propolis. Este extraordinar pentru sistemul imunitar și pentru o grămadă de afecțiuni. Dacă vreți și dumneavoastră să comandați, puteți intra pe site-ul nostru www.mieretv.ro și comenzile vor ajunge la dumneavoastră acasă oriunde în țară în 48 de ore lucrătoare, iar plata se face ramburs la primirea coletului. Iar dacă sunteți în trecere pe la Mănăstirea Cozia, vă așteaptă părinții mei în fiecare weekend cu produse proaspete, făcute în fiecare săptămână special pentru voi. V-am pupat, o zi frumoasă vă doresc tuturor! Urșii mei, tocmai am primit primul meu bacșiș. De 17 ani vând miere, de la 14 ani, adică de când vând eu miere, nu am primit niciodată bacșiș. Este prima dată când primesc bacșiș. Și ce bacșiș de 30 de lei? Clienta mea n-a vrut să-mi ia restul. Și sunt foarte fericit. Haideți să mergem la sală acum pentru că vreau să mă antrenez foarte, foarte tare. Este ora 4, am venit de la sală. Aici avem niște stafide să facă maica mea cu brânză dulce, o prăjiturică de aceea proteică, cu puține calorii, puțin dulcitor, fără zahăr.
și decât cu o cană de făină, adică 200 grame de făină. Iar aici a făcut ciorbița, am mai făcut încă o ciorbă, pentru că ieri n-am mai avut, am mâncat aici mea ultima porție. Iar aici avem o ciorbă făcută proaspăt acum, de dragavei cu carne afumată. Ia uitați aici cât de bine arată. Plătește maică mea pentru un batalion, deși sunt decât 3 persoane. Dar nu o să mănânc ciorbă acum, pentru că vreau să mai fac niște mișcare, vreau să mai fac niște cardio vreo oră. Așa că o să mănânc niște cârnați semi-afumați. Nu sunt ideal pentru slăbit, n-aș recomanda nimănui să mănânce cârnați la dietă, dar eu am poftă. Aici avem aproximativ 100 de grame de cârnați care au 350 de calorii. Am tras foarte tare și astăzi la sală, am făcut o oră antrenament cu greutăți, am făcut după aia 40 de minute cardio pe plan înclinat de 15 grade, am ars 300 de calorii. Numai la cardio, o să mai facem acum o oră de mers prin curte, o oră de cardio. O să vă arăt imediat cum o să arate masa mea. Ok, cam așa arată masa mea. Am copt cărnații, nu i-am prăjit, n-am pus ulei în tigaie. Aici avem muștar din ăsta de la Knorr, clasic, pentru că ăsta îmi place cel mai mult. Avem două fiuluțe de pâine proaspete, din asta de secară. Foarte bună și pâinea asta are multă proteină, are 250 de calorii pe 100 de grame. Și aici avem o banană ca desert. Și apoi ne băgăm să facem cardio. Mamă, ce poftă aveam de cârnați și nu-mi plac. Deci chiar nu-mi plac cârnații ăștia, nu știu de ce. Am luat de la un supermarket de aici din Vâlcea și mă așteptam să fie mai buni cârnații ăștia semi-afumați. Trebuia să iau din aia de la Lidl, oltenești, de la Lidl, pentru că aia mi-au plăcut foarte mult. Am mâncat și în cealaltă perioadă de slăbit și mi-au plăcut foarte, foarte mult. Dar ăștia efectiv nu-mi plac, sunt foarte grași și nu știu, au așa un gust acrișor. Așa că nu o să mai mănânc, o să schimbăm, deși aveam poftă foarte mare. Haideți să vedem ce găsim de mâncare, pentru că nu vreau să fie o masă voluminoasă, vreau să fie ceva ușor, pentru că am de făcut cardio în zile și după aia dacă mă balonez foarte tare nu mai pot să fac. Schimbăm strategia, urșii mei, o să facem o pizza de casă, rapid așa, bătem aici două ouă, o să dăm pâinea prin ouă, o să vedeți, și apoi o să tăiem și niște roșii. O să punem niște cașcaval din ăsta, am găsit la Lidl cu 30% mai puțină grăsime, pentru gratinat. Hai să vedem câte calorii are. Ia să vedem aici. 258 de calorii. Vedeți? 258 de calorii și are mai, cu 30% mai puțină grăsime. Deci 258 de calorii și cașcavalul meu, pe care îl folosesc eu de obicei, are 228. V-am zis că este cel mai slab cașcaval? V-am zis, parcă de dimineață v-am zis, nu mai știu exact când. O să punem și niște sos din ăsta de roșii cu ardei, făcut în casă. O să punem peste niște spanac, niște ceapă, ce se duce în ceapă când mai avem aici, și niște măsline din ăsta verzi. Hai să ne apucăm de treabă. A, și bineînțeles mușfile. Așa, am dat pâinea prin ou. Deci avem aici 4 felii jumătate de pâine. Acum o să punem niște sos din ăsta de casă peste, deasupra. Vedeți, urșilor, ziceați că nu știu să gătesc. Știu și eu să gătesc, dar mi-e cam lene așa. Plus că maică mea mă întrece, știe mai bine să gătească. Ea face rețete din astea clasice. Eu sunt cu inovațiile mai mult. O să iasă ceva super tare, o să vedeți. Așa. Da. Da, pe jumătate și după aia fideluță. Așa, acum haideți să punem spanacul. Ca să nu se ardă foarte tare, înțelegeți? Să-l punem aici mai jos. Că după aia, dacă îl punem deasupra, se arde prea tare. Ceapa aș vrea să o pun mai deasupra ca să se caramelizeze așa, să fie mai dulce, să capete un gust dulce. Spana putem să punem mai mult. Ăsta n-are absolut deloc calorii. Adică foarte, foarte puține, vă dați seama. Toate lucrurile au calorii până la urmă. Așa, acum să punem niște măsline. Ia uitați ce frumos o să arate la sfârșit. După aia să punem niște roșii, pe care mi le-a tăiat șeful meu bucătar aici. Acum este adjunct, este ajutor de bucătar. Ia să vedem, mai punem. Că astea au puține calorii, deci legumele au foarte puține calorii. Și cred că o să fac cardio și după aia o să mănânc pizza asta. Bar n-am, că o să mai dureze până se face. Acum punem niște ceapă roșie. Mamă, și asta îmi place, îi dă un gust extraordinar. Nu mai am lipii să fac pe lipii, pentru că la Lidl nu știu ce s-a întâmplat săptămâna asta. Nu am găsit absolut deloc lipii. Este incredibil așa ceva. Aveau decât din alea libaneze și eu vreau tortilla. Pe alea libaneze nu merg să faci pizza cu ele.
Ha, trebuia să pun mușchiul mai jos. Dar n-are nimic. Ia, uite, bă, ce-am greșit-o. Trebuia să pun mușchiul jos, urșilor. Am zăpăcit aici cu telefonul, cu filmatul. Dar n-are nimic. Nu există reguli în bucătărie. Da, și după aia punem și cașcavalul pe deasupra. Se gratineze așa frumos. Punem toată asta de mușchi. 100 de grame de mușchi. 20 de grame de proteină avem aici. Așa. Și acum punem cașcavalul. E, ăsta nu mi l-a deschis ajutorul meu de bucătar. Eu cu o mână trebuie să-l și deschid. Dar vă arăt că se poate face și cu o mână pizza, da? Ia uitați. Punem cașcaval. Două mâini din astea pline. Ca să se gratineze așa frumos. Poftim că n-am pus mușchiul mai jos. Trebuia să pun mușchiul după ce am pus sosul de roșii. Cam asta e toată șmicheria. Haideți să băgăm la cuptor acum. Și apoi să o mâncăm. Revenim cu masa când o să fie gata. Ia uitați ce soare este, până se face pizza, o să mergem, să facem ture pe aici prin curte, o jumătate de oră. Pizza este gata, ia să vedem. Vedeți, s-a cam tras așa un pic șunca asta, trebuia să pun mușchiul, trebuia să-l pun sub și am uitat. Se vadă așa frumos legumele, dar asta este. Important e că o să fie bună pentru că aceeași compoziție are, adică doar straturile sunt puse puțin greșit. Haideți să o scoatem și să mănânc pentru că mi-este foame. Am terminat și exercițiile cardio și acum putem să ne relaxăm la o pizza și la un pahar de Cola Zero. Așa, haideți că o scoatem maică-mea acum. Abia aștept să mănânc. Chiar mi s-a făcut foame, n-am mai mâncat de la ora 11 și acum s-a făcut 5 și ceva. 5 și 10, cred, 5 și un sfert. O lăsăm un pic să se răcească și o să o devorez. Poftă bună vă doresc tuturor. S-a făcut ora 9 și avem aici o ciorbă de dragavei. Avem două bucăți de carne. Avem o porție dublă aici. Haideți să desfăcăcem un pic carnea asta să vă arăt cum arată. Ia uitați, m-a ținut destul de bine pizza aia. V-am zis, s-a făcut ora 9 acum. Ia să vedem cum arată cărnița asta. Extraordinar de bine arată, da? Ia uitați cum arată cărnița asta. Extraordinar. Până la urmă am mâncat fără pâine, pentru că am mâncat suficientă pâine astăzi. Am făcut pizza aia cu destul de multă pâine. Am mâncat și de dimineață, trei felii de pâine. Și am ales să mănânc ciorba fără pâine seara asta. S-a făcut ora 11, urșii mei, și avem aici a patra masă a zilei. Avem un bol de popcorn, aproximativ 100 de grame. Popcornul are 350 de calorii pe 100 de grame și 11 grame de proteină. Aici avem un rând de prăjitură cu brânză dulce și stafide. A făcut maică-mea astăzi iarăși prăjitură din asta pentru că îmi place foarte mult și pentru că are puține calorii. Toată tava conține 1,5 kg de brânză din asta dulce, brânză măruntă, care este cea mai bună brânză, este echivalentul brânzei cottage, adică are foarte multă proteină și foarte puține calorii pentru că nu este atât de grasă cum este telemeaua sau alte brânzeturi. Avem o cană de făină la toată tava, adică 200 de grame de făină, două căpăcele micuțe de îndulcitor artificial care înlocuiește o cană de zahăr de 200 de grame, îndulcitorul nu are absolut deloc calorii și are câteva stafide, cred că 100 de grame de stafide și vreo 6-7 ouă întregi. Asta este tot ce conține această prăjitură, de aceea este preferata mea pentru că are mai puține calorii și pentru că totuși este dulce și are foarte multă proteină, mă ajută cu masa musculară. Nu uitați să mâncați minim 4 mese pe zi, este bine și 3, dar cel mai bine este să mâncați 4, chiar 5 mese pentru a sintetiza cât mai bine proteina. Asta este ultima masă de săptămâna aceasta, urșii mei, mâine mă bag să editez toate clipurile acestea cu mesele, tot ce am făcut săptămâna aceasta, iar noi o să ne vedem duminică să ne cântărim și să vedem câte kilograme o să am, dacă voi mai reuși să slăbesc sau nu și săptămâna aceasta. Deși tare mi-este că nu o să mai slăbesc. Chiar dacă am făcut foarte mult efort, am antrenat câte 3 ore pe zi, o oră jumate la sală, o oră jumate cardio. Bine, programul ăsta de antrenament îl am de câteva săptămâni. Oricum vom vedea duminică cântarul oficial și vom vedea ce spune. V-am pupat, urșii mei, noapte bună! Haideți să vedem, urșii mei, momentul adevărului. S-a terminat și am 11 săptămână de slăbit. Haideți să vedem cât arată cântarul. 108,4. Wow! Este un rezultat extraordinar. Am tras foarte tare pentru rezultatul ăsta. Sunt foarte mulțumit.
Și o să mergem acum să scriem rezultatul pe foaia mea și să facem încheierea și introducerea și să vedeți clipul ăsta chiar astăzi. Ia uite, ți-am scris aici pe foaia mea 108,4 kg. Față de săptămâna trecută sunt 500 de grame, poate nu vi se pare atât de mult, dar este foarte bine. Dacă vreți să vedeți toate clipurile din sezonul 4, le puteți vedea în seria Otto slăbește și bineînțeles tot în această serie veți vedea toate clipurile, toate sezoanele de fapt, de când am început de acum 2 ani, de când aveam 146 de kg. Mai am ceva până ajung la 96 de kg să se facă 50 de kg slăbite, așa că am nevoie de ajutorul vostru, vreau să-mi lăsați comentarii, vreau să-mi dați like-uri, vreau să mă motivați. Corpului meu îi place foarte mult la greutatea asta de 110-109 kg. Urșii mei sunt super fericit, ați văzut și voi, 108,4 kg. Am slăbit 500 de grame față de săptămâna trecută, mi se pare extraordinar de bine. Slăbirea nu mai merge cum mergea la început, să slăbesc câte un kilogram, un kilogram și ceva pe săptămână, poate chiar mai mult. Dar și 500 de grame este foarte bine, pentru că dacă slăbești 500 de grame pe săptămână, asta înseamnă că ești într-un deficit caloric de 500 de calorii în fiecare zi. Mi se pare un deficit mare, mi se pare că am mâncat mult totuși. Am avut mese mari, ați văzut, și de un kilogram. Nu stau să mănânc ca vrăbiuța. Dacă alegi mâncărurile care sunt slabe în calorii, poți să mănânci mese foarte voluminoase, să te simți full, să nu faci foamea la dietă. Sper că înțelegeți lucrul acesta și sper că vă inspirați și voi din mesele mele, astfel încât să nu faceți foamea la dietă, fraților. Este foarte important să poți mânca ceva bun, să poți mânca o masă voluminoasă. Este foarte important să ai mese bune, gustoase, mese care vă fac plăcere să le mâncați și mese voluminoase, bineînțeles, să ne săturăm, să fim mereu sătui. Pentru că altfel o dietă nu este sustenabilă și nu veți putea să o țineți pentru un timp îndelungat. Deficitul acesta caloric se datorează și faptului că fac foarte mult sport, fac câte 3 ore de sport în fiecare zi, o oră jumate antrenament cu greutăți la sală, după care încă o oră jumătate de mers sau combinat cu bandă, înclinat, mers prin curte pe aici sau chiar bicicletă. Am o bicicletă statică aici în casă și mai fac și pe ea din când în când. Mai ales atunci când vremea nu-mi permite, când este foarte frig afară sau când plouă, bineînțeles că stau în casă și mă urc pe bicicletă, facem câteva serii de 5-10 minute pentru că nu pot mai mult, sincer vă zic. Începe să mă doară fundul, să-mi amorțească, este foarte greu la bicicletă. Deci concluzia acestui clip este că am avut o săptămână extraordinar de bună, am slăbit foarte mult, am mâncat un volum destul de mare de mâncare. Cred eu că m-am încadrat undeva la 2000-2500 de calorii pe zi. Am avut 4, chiar 5 mese pe zi, pentru că este foarte important să vă împrăștiați numărul de mese pe parcursul întregii zile pentru masa musculară, pentru a sintetiza cât mai bine proteina. Dacă veți avea o singură masă pe zi, nu este atât de bine pentru masa musculară. Cel mai bine este să aveți 4, chiar 5 mese în fiecare zi. Dacă nu puteți, este foarte ok și 3 mese. Încercați să aveți și gustări între mese, încercați să mâncați fructe, încercați să mâncați legume, încercați să mâncați suficientă proteină, să trageți tare la sală și cu siguranță veți pune masă musculară și veți slăbi în același timp și veți face o transformare exact ca a mea, poate chiar mai șmecheră decât a mea. Trebuie să aveți încredere în voi, să vă uitați la clipurile mele, să vă motivați, să învățați din ce vă arăt eu aici, pentru că este foarte important. Multă lume nu prea se pricepe la nutriție, nu prea se pricepe la slăbit, se uită pe internet, dau de tot felul de prostăvani pe YouTube, de tot felul de antrenori personali care le spun să mănânce diverse mâncăruri care sunt foarte bogate în grăsimi și în calorii și practic îi sabotează. Nu mai țineți cont de dietele keto, de dietele în care nu trebuie să consumi carbohidrați. Carbohidrații nu sunt dușmanul vostru. Carbohidrații au 4 kilocalorii pe un gram, exact ca și proteina. Grăsimile sunt cele mai periculoase pentru că au 9 kilocalorii pe gram și trebuie să ne ferim cât mai mult de ele. Nu trebuie să le excludem de tot din alimentație, bineînțeles, trebuie să mâncăm undeva la 50-70 grame de grăsimi pe zi, dar vă garantez că veți ajunge la suma asta foarte ușor, pentru că dacă veți mânca carne, dacă veți mânca lactate, cu siguranță veți lua o grămadă de grăsimi de acolo. Dietele nu trebuie să fie plictisitoare, să mâncați numai piept de pui cu orez, cu broccoli. Ați văzut, eu nu mănânc așa ceva și nu voi mânca niciodată așa ceva, pentru că sunt niște mâncăruri foarte, foarte plictisitoare, nu-mi plac absolut deloc. Nu zic că nu dau rezultate, puteți avea rezultate cu absolut orice mâncare până la urmă, dar dacă voi vreți să aveți o dietă plictisitoare și fără gust, nu aveți decât să încercați să mâncați piept de pui cu orez și cu broccoli, dar vă garantez că vi se va lua foarte repede de aceste mâncăruri și până la urmă trebuie să mâncați
ceea ce sunteți voi obișnuiți să mâncați, ceea ce vă face plăcere, ceea ce vă place, să mai schimbați un pic, să mai adaptați anumite rețete, ați văzut, am mâncat și pizza, mănânc shawarma, fac rulouri din acelea cu muș de porc, cu cașcaval, ciocolata o înlocuiesc cu batoanele proteice și cu miere, bineînțeles, mierea, fructele, iarăși vă ajută foarte mult să vă țineți poftele dulce sub control, vă recomand tot sufletul să mâncați câte 2-3 lingurițe de miere pe zi, nu trebuie să o cumpărați de la mine, dacă aveți o sursă de încredere puteți să cumpărați de oriunde vreți voi, nu mai consumați produse apicole pentru că sunt foarte sănătoase. Și bineînțeles consumați și păstură, consumați polen, consumați cătină, cătină cu miere, la fel, este extraordinară, vedeți ce rezultate bune am, cât de bine arăt acum, cât de fericit sunt și cât de mult mă ajută, cât de mult îmi ajută corpul să nu mă îmbolnăvesc, să fiu puternic, să am antrenamente lungi, să-mi crească masa musculară, este extraordinar, vă zic. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați un like și un comentariu pentru că pe mine m-a ajutat foarte mult cu algoritmul YouTube-ului. Astfel clipurile mele vor ajunge în recomandatele altor persoane și se vor inspira și ei din transformarea mea corporală, vor începe și ei să aibă o viață mai sănătoasă, vor învăța ceea ce trebuie să mănânce, se vor motiva foarte mult pe clipurile mele, vor pune masă musculară, vor slăbi și toată lumea va fi mai fericită și mai sănătoasă. Dacă sunteți curioși ce o să mai îngătească șeful meu personal și ce mâncăruri o să mai mănânc săptămâna viitoare și bineînțeles câte kilograme o să am, dacă mai reușesc să slăbesc sau nu, nu uitați să vă abonați la acest canal și să activați clopoțelul de notificări pentru a vedea primul clipurile mele. Săptămâna asta am muncit foarte mult, am mai pus clipuri în timpul săptămânii pentru a vă ține mereu în priză, pentru a avea la ce să vă uitați. Acest canal este gratis, nu are reclame, nu o să activez niciodată reclamele, tocmai pentru ca voi să nu vă plictisiți și să nu fiți întrerupți de reclame când vă uitați la clipurile mele. După cum vă spuneam la începutul clipului, eu am afaceri de familie cu miere și cu stupi. Dacă doriți să mă ajutați financiar, puteți face o comandă pe site-ul meu www.mieretvo.ro, pentru că acolo găsiți cele mai bune produse apicole din țară, la cele mai mici prețuri, aveți zeci de reduceri la o grămadă de produse, plus suplimentar încă 10% la următoarea comandă. Până data viitoare, eu sunt Otto, ursul vostru, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao!